Bun, bine ați venit la seria de podcasturi ale UNATC-ului. Astăzi am un alt invitat pe care cred că știe toată țara, actor foarte cunoscut de teatru, de film, profesor de actorie la UNATC, fost ministru al culturii și actualul decan al UNATC-ului. Mă rog, asta e, pe mine mă interesează mai mult ca actor și ca profesor, George Ivașcu. Bine ai venit, George! Îți mulțumesc, Vlad, și pe mine mă interesează mai mult ca actor. Da. A, și am omis un lucru foarte important, fondator al Teatrului Metropolis, un teatru cu sute de spectacole, foarte multe dintre ele spectacole foarte bune. Trebuia să spun asta, nu poate fi omisă chestia asta. Mulțumesc și pentru lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, pe principiul simplu ăla românesc, așa că în viață trebuie să sapi un copăcel, să... Lași ceva după tine. Da, un copăcel, să sapi o fântână, da, trebuie să lași ceva după tine. Pentru mine, cel mai important și cea mai mare bucurie este când îmi văd colegii că se bucură de aplauze. Asta e cel mai important. Sigur, da. Că, până la urmă, orice actor, de fapt, asta își dorește. O recunoaștere publică a ceea ce înseamnă creativitate, talent, cine este el, bucuria de a se juca, da, și de a rămâne copii maturi. Da, așa este. Roluri, nu știu, am găsit pe net premii, cred că ne iau o zi întreagă să înșirăm câte premii are George. Oameni buni, e foarte premia, nu știu dacă aveți idee. Roluri, o groază de roluri în teatre, cred că a jucat la multe teatre din București, în principiu la Comedie și la Național, știu că trăgeau de tine, da, la un moment dat când erai tânăr. Ne povestești puțin despre asta? Da, șansa mea a fost că imediat cum am terminat facultatea am fost invitat să joc la Teatrul de Comedie și unde am și fost angajat imediat după facultate, unde am avut un debut destul, un pariu important, apropo de premii, Crăcănel din Dale Carnavalului, și după aceea traseul meu a urmat aproape traseul adolescent, pentru că mama mea s-a comportat cu mine foarte matur. De la deja 12-13 ani mă ducea la spectacole nu pentru copii, ci pentru adulți. Și primul teatru unde m-a dus mama, fiind prietenă și cu casiera de acolo, doamna Teddy, a fost Teatrul de Comedie. Da, și iată că destinul a făcut că primul teatru în care am fost angajat și invitat să joc a fost Teatrul de Comedie. De comedie. Paradoxal, al doilea teatru unde m-a dus mama, țin minte că am prins bilet la matineu doar, și acolo m-am îndrăgostit de teatru și am hotărât să mă fac actor, a fost Teatrul Bulandra. Și după aceea, Teatrul Național. Și întâmplarea a făcut, poate așa a vrut destinul, ca lucrurile să facă exact ca să urmeze acest traseu, Teatrul Național. Ajuns actor al Teatrului Național, s-a evit un prilej unic în viața mea, pentru că eu am fost un copil care n-am avut jucării și îmi inventam jocuri. Cred că așa m-am apropiat de actorie. Astăzi, sincer, dacă mai pune să spăl vase sau asta, n-aș face. Dar, neavând jucării, când erau vasele, le luam, le spălam, eram chirurg. Le făceam brici, adică luceau. Îmi inventam din tot felul de obiecte jocuri. Ce frumos să transforme asta. Da, și iată că a devenit frumoasa provocare de a construi un teatru. Teatrul Metropolis, în 2006 am început. În 2007 am tăiat panglica. Și de atunci, iată că pe scena Teatrului Metropolis, în acești ani, au jucat, debutat chiar regizori, scenografii, aproape peste 1000. În această perioadă... Oameni buni. În această perioadă, din păcate, întreruptă de pandemie, sunt 35 de titluri în care joacă aproximativ 420 de actori tineri și actori consacrați. 35 adică, de spectacole, da, cu 400, da, de artiști. Da. Deci cam asta e Teatrul Metropolis. Stai că am aici un buton cu... Da, atunci pot să fac și eu pentru actorii... Ok, mersi. Da, mai așa, de câte ori simți nevoia. Da, da. De câte ori simți nevoia. George Ivașcu. Ok, bine, mulțumesc mult. Vlad Răgigan. Nu, asta e altceva. Film horror, eu sunt cu horror. Okay. Așa că despre asta este vorba. Bun, ce ai dat la facultate, ai fost la cine? Eu știu la cine ai fost, dar vreau să le spui și lor. Da, în
am avut șansa ca în primul an să fiu la clasa domnului Demrădulescu, după care am fost asistent an de zile, până când domnia sa ne-a părăsit. Și de pe această planetă. Ați jucat împreună, după a fost o prietenie, din câte știu. Dar după aceea, după Revoluție, lucrurile s-au reașezat într-un fel și am ajuns, și asta a fost foarte bine, la clasa domnului Gelu Colceag. Acolo am și absolvit, la clasa domnului Gelu Colceag, care, într-un fel, la cât de ludic sunt eu și, mă rog, nu vă las după mine că sunt serios acum că vorbește decanul, la cât de ludic sunt, domnia sa a reușit să-mi ordoneze, să-mi structureze, să am o metodă care, iată, ulterior, m-a ajutat în cariera pedagogică. Adică a avea o metodă și a îndruma tânărul actor, pentru că nu-mi place să-i spun student, ci tânărul actor, pentru că practic cei trei ani trec repede. Și tânărul actor, într-un fel, vine și noi, în școală, sau cel puțin pe metoda pe care am învățat-o, luând de la Demrădulescu bucuria de a juca comicul și așa mai departe, combinat cu metoda care am învățat-o, metoda domnului Cojar, cum bine se știe că funcționează școala, o metodă care structurează foarte bine ludicul nostru. Și asta e bine pentru că, până la urmă, e vorba de echilibru. Îi întreb întotdeauna pe studenți ce este energia. Și știu. Am spus că energia, ca să nu inventăm noi apa caldă, este MC pătrat, iertați-mă că introducem puțin și fizic, așa, Einstein, respectiv, care spune că M este, iată, fizicul nostru, felul nostru de a fi, de care nu trebuie să ne fie rușine, pentru că tocmai aici e și frumusețea în profesia noastră, să nu fim uniforme, adică o distribuție diversă, ai nevoie și de oameni mai plăpânzi, mai scunzi, așa cum sunt eu, ai nevoie și de... Particularitate, tocmai, de fapt, un mare asta e frumusețea, exact, de a avea personalitate, nu personulitate. Și atunci, revenind, M este te asumi ca atare. Cele două C-uri de care vorbim, viurile, este a înțelege, și este primul lucru pe care trebuie să-l faci în profesia, să înțelegi poezia respectivă, să înțelegi contextul în care, zicem, Mihai Eminescu a scris pe lângă plopii fără soț. Era amărât săracul, era dezamăgit. Nu se uita fata aia la el. Și atunci mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. În fine. Și cel de-al doilea, ce este ceea ce ne caracterizează pe toți, într-un fel, afectul, sentimentul. Fiecare dintre noi, fie am plâns, fie am râs, fie ne-am enervat și așa mai departe. Și atunci armonia din asta vine, din a înțelege cu a simți. Și, de fapt, asta e structura, dacă e de a-ți ordona, în primul rând, lucrurile și de a te pune în armonie cu tine. Că una din problemele noastre cotidiene, de zi cu zi, e că nu suntem întotdeauna mulțumiți de realitatea înconjurătoare și atunci a evada într-un spațiu artistic, cum e teatru, cum e rolul, e frumos pentru 4 ore sau 3 ore, să fii în Danemarca, să fii prințul Hamlet. Este super frumos. Foarte frumos. Adică... Ții minte că și eu am fost studentul domnului profesor un semestru, într-o situație, mă rog, așa, și mi-a plăcut foarte mult, mi-a părut rău că a trebuit să plec atunci, dar ții minte că ne-a zis, măi, actoria începe când erai mic, și ai mințit-o pe maica ta sau pe taică că ți-e rău ca să nu te duci la școală. Da. Și ce bine jucai. Ai, blăduți, stai acasă, Doamne ferește, ce? Nu. Și tu știai, erai conștient. Nu mai mă duc la mi-a mate. Mi-a plăcut foarte mult exemplul ăsta, l-am ținut minte și... Da. Tu ești din București? Da. Aha, deci n-ai stat în Cămin în facultate? Nu. Ba da, am stat în Cămin. Ai stat în Cămin? Am stat în Cămin și în vremea aceea, pentru că eram puțin la număr, Cămin era chiar la etajul 4, ceea ce era... Aici? Da. Ceea ce era o minune, că aveam cămăruța completată din tot felul de obiecte de recuzită, deci eram tot timpul în altul univers. Deci vă luați de la recuzita din școală? Da, și am făcut, era o canapea, era o cameră de cămin cehovian, așa. Și îți făceai ce aveai chef, super. Și era super tare că întotdeauna clasa era, deci la etajul 4 era în pod, camerele. Și la etajul 3 era clasa de curs și întotdeauna mai coboram, a venit proful, nu a venit, hai la mine la o cafea. Bă, când vine
ne chemi. Și era foarte frumos pentru că se crea o relație frumoasă, colegială. Da, prietenoasă, după aceea... boemă, până la urmă, să poți să faci camera Cehov și săptămâna viitoare e turcească, ca așa ți-a ție și hai la mine la o cafea sus. Uh-huh. Și după aceea, în anul 2, am... s-a luat căminul, s-a mulțit numărul de studenți și atunci ne-am mutat în căminul care este la ora asta. Uh-huh. Nu, mint, a mai fost o perioadă tranzitorie când am stat într-un fost hotel, s-a pus la dispoziția noastră până când în anul 3 a venit acest spațiu. Și pe care ceva de la o petrecere din studenție? Ai vreo amintire a care zine acum? Sau să nu întreb, că se poate spune... Să știți că am multe amintiri și bine că și cu tine am amintiri de petreceri. Ideea e că... George, când eram student, era unul din profii foarte, foarte cool, care venea la petreceri cu noi. Profesorii ceilalți erau mai serioși așa și mai nu participau. George venea și cum, ce, n-am ajuns banii, luați de aici, pac, mai luam un vin, mai era super, super tare. Da, și pot să vă spun că toate petrecerile sunt dragi. Pentru că ele, având, cum să zic eu, până la urmă, parte de oameni creativi, și petrecerile sunt creative. Mm-hmm, absolut. Face parte din profesia noastră, adică noi, în primul rând, suntem niște comunicatori. Da. Și pentru asta, orice formă de viață, orice se întâmplă în viață, de la lucrurile serioase, și anume să fii un profesionist care să convingi publicul, să fii un profesionist care să ții mai mult la arta din tine decât la tine în artă. La tine în artă. Da? Evident, e o formă de muncă, de chin, de căutare, de nu ți iese din prima, nu știi, nu ești mulțumit. Și bine, frumos, drumul ăsta și frumos, este super. Și atunci, rostul petrecerii creative e tocmai aceea de a comunica. Bă, dar bă, te-am rugat, bă, Vlade, bă, dar acolo, bă, fii atent în momentul ăla. Știi că tu, că eu, că nu. Bă, dar ce-a vrut să spună, de fapt, proful cu chestia aia, mă, că tu ai înțeles-o? Bă, am înțeles, dar bă, mi se pare că poate mai discutăm. Adică, mi se pare că aici e frumusețea, că, de fapt, e o continuare a actului artist. Că un artist nu este artist doar de la 7 la 9 când joacă, sau de la 10 la 14 când are repetiții, sau de la 3 la 6 când are cursuri. E un mod de a fi. Trece prin viață. Și atunci iată că și petrecerile noastre sunt foarte creative. Da. Și George, îți propus să jucăm un joc. La căște aici, o să am o muzică tare în urechi. Aoleu. Așa, și tu o să tragi un bilet. Eu nu le știu, ne le-au făcut băieții. Nu le-am văzut, nu le-am citit. Tragi un bilet. Zi pe care să-l trag de aici dacă voi lați. Nu, le amesteci, nu știu cum vrei tu. Și eu cu muzica în urechi trebuie să ghicesc de pe buzele tale ce spui? Hai că vezi cum... Vezi acum. Așa. Nu, pe buze. Tu. Eu? Ce ești? Ce ești? Cireșe? Ce ești? Cireșe? Nu, alea le mâncăm la mai cireșe. Ce ești? Citește! Ce ești? Ce este? Cirește. Ce ești tu? Eu și tu, cireșe. Nu, noi cireșe. Ce suntem? Suntem? Cine? Suntem actori. Mai zi o dată. Suntem actori. Sunt actor. Bravo. Bravo. Actor? Ești actor. Bravo. Sunt actor? Stai acolo. Stai acolo că stai bine, nu stai pe mărăcine. Nu, asta era. Nu te aud, eu n-au nimic, la mine e muzică. Stai acolo că stai bine și nu stai pe mărăcine. Bun, eu. Vlad. Da, Vlad. Mai la dreapta, te rog. Să ies afară? Nu, mai la dreapta. Dreapta. La dreapta. Bravo. Dreapta. Așează-te. Actor. Eu. Regizor? Regizor de teatru! Mersi. Nu se aude, știi că, uite, acum te rog și pe tine să încerci. Nu pot să cred. Păi de ce? Facem cu rândul. Odată eu, odată... Că nu-i mustai, dacă nu-l ghicești, nu e nimic. Eu oricum nu știu dacă... Să vezi că nu se aude nimica. Așa, bine, de asta, ce-o fi? Nu, ăsta a fost la tine, George. De asta. Da, e de la film. Racord.
Racord. Racord. Zi mai rar că sunt surd. Racord. Racord. E de la film. Racord. Operator? Nu. Racord. 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 Lacoste. Lacoste. Aproape, e pe acolo. Racord. R, r. L. R, r. R. C. R, r. R, rică, rică. R, r. G. Rică. Racord. Mai încearcă, nu știu. Racord. Tu cu cine ai făcut dicția? Racord. E și la țevile astea. Racord. 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 Asta era. Ai văzut? Așa. Vorbea asta peste mine. Știu, știu. Hai că mai încerc eu unul. Nu mai. Unul, ultimul, cu eu. Ia, să trage tu un bilet. Să nu-l văd. Adadare. Eu? Nu, zi-l ca să citesc de pe buze. A, eu. Caut. Eu. Caut, mă doare, au. Eu. Mai zi o dată. Eu. Eco. Eu. Eu, tu. Dar nu, de zi să citesc de pe buze. Eu. Mai zi o dată. Eu. Naum. Eu. Leo. Eu. Leo, greu. Eu. Rău. Eu. Hău. Eu. Hău. Eu. Eu. Tu. Una. Așa. Tu. Eu. Așa. Eu. Și tu. Noi doi. Și mai mult. Actori. Bravo, dar din? Breasla actorilor. Trupă. Arta actorului. Trupă. Teatru, trupă. Bravo. Teatru. Bravo. Actor de teatru. Trupă de teatru. A ghicit, trupă de teatru. Îmi place foarte mult jocul ăsta, să știi. Dai seama ce le place lor. Păi da, asta mă și gândeam că poate fi amuzant și mi-am propus să râdem un pic. Așa, înainte să, doar o chestie, două, poate mai vorbim, înainte să încheiem. 2-2-2, m-aud? Da, m-aud. Cum a fost la debut, sau dacă vrei, prima oară când ai jucat, de exemplu, că ai spus că îți plăcea totul de comedie și ai jucat acolo, Crăcănel a fost primul? Da, Crăcănel a fost rolul de debut. De debut. Ca actor profesionist, adică absolvisem facultatea, luasem, apropo de premii, marele premiu la Gala Tânărului Actor. Actor de la Hop. Și în felul ăsta, pe vremea nu se numea Hop, dar de Gala Hop vorbim. Nu, îi spunea Gala Tânărului Actor de la Costinești. Costinești, da, faimosul Costinești. Și cum a fost prima oară când te-ai suit pe scenă? Eu, de exemplu, am tremurat și eram chiar... Uite că mi-am amintit, într-un spectacol cu tine la Teatrul de Comedie, în Doi Tineri din Verona. Uh-huh. Ți-mi minte că aveam emoții atât de mari când s-a ridicat cortina, că tremuram și mi-am zis, se vede că tremur, Doamne, nu se poate să fac... Și m-am prins de sacou, mă țineam de sacou și după aia mi-am dat seama că acum e mai rău, că tremură tot sacou cu mine. Așa a fost primul meu spectacol, de exemplu. Eu eram ușor antrenat pentru că am avut șansa, din fericire, să joc aproape din anul întâi, să fiu invitat să joc. Dar mi-amintesc, apropo de asta, nu neapărat de Crăcănel, că era o bucurie imensă. Aplauze, râsete, tot era foarte frumos. Dar mi-amintesc, apropo de emoție, dacă vrei, debutul a examenului meu de absolvire la Cassandra. Așa. La Cassandra, profesori în clasă, profesori în sală, public, părinți. Da, emoție. Premier, emoție mare. Și aveam pompierul din monologul pompierul, mă rog, era pompierul, dar din Cântărețea Cheală, înainte de a începe monologul, încep că trebuia cu aplomb. Da. Și încep cu aplomb și brusc blank. Nu mi-aminteam textul. Vai. Și la momentul ăla am simțit că mi se moaie genunchii și m-am așezat, pur și simplu, m-am abandonat, că zic că trebuie să mă repliez obligatoriu. Și m-am așezat, mi s-a părut o veșnicie, evident, colegii încercau să mă ajute. Care pe linie maternă și eu ziceam, nu.
Care nu știu ce. Nu cred că ți-au șoftit și să spuneai că nu. Și atunci, în momentul ăla, mi-am reamintit. Mi s-a părut o veșnicie. Am repornit cu aplomb, cu nu știu ce, cu aplauze. Final. După spectacol, eu eram, mamă, fratele meu, dar ce prost, ce idiot sunt. Ok. Și vine domnul profesor Zanfirescu la mine. Băi, genială chestia aia. Care, domn profesor, eu rușinat. Aia, bă, când ai început cu aplomb și te-ai uitat la proștie, bă, nu merită să le spui. La. Și aici, ai totul spune mai departe. Și ziceai, nu. Vai. După care ai zis, bine, mă, hai să le spun. Hai că vă zic. Păstrează-o, George, păstrează-o. A, exact așa a zis. Păstrează-o. Pe bune. Da, da. De ce? Dacă momentele de creație vin din latura umană, în primul rând. Uh-huh. Adică emoția este până la urmă ceva ce orice om când spune te iubesc, trăiește un tip de vibrație. Îi se întâmplă, are furnicături, nu e în regulă, e neliniștit. Dacă întârzie, doar de ce întârzie, s-a întâmplat ceva, nu mai veni. Adică frământările astea. Iată că ține de latura umană și emoția. Când faci din ceva care, de fapt, pusese în capul tău un minus, de fapt, era un mare atu. De le-am amintesc, apropo de Blanco ăla, și de atunci recunosc că spaima a fost atât de mare, încât eu acum, în ziua spectacolului, mă duc invariabil cu vreo două ore înainte, și umblu cu textul după mine, chiar dacă îl știu, dar umblu cu textul, mai mi-l răspunzi, mai fac notații, după aceea mă duc pe scenă, mă plimb un pic ca să-mi reîmprospătez trasele de mișcare pe scenă, ca în timpul spectacolului să nu mă gândesc la partea tehnică, adică de unde intru, ci pur și simplu să fiu acolo, să prezent în relația mea directă cu partenerul. Să te lași în asta. Super, mulțumesc frumos, George, și că mulțumesc ai acceptat invitația noastră de podcast. Sper că demersul să-i fost bun. Nu știu cât de bine urlu, dar să știți că la clasă nu fac așa ceva. Nu. Mie, George, e unul din profesorii cu care, din păcate, m-am întâlnit foarte puțin, dar pe care l-am ținut minte pentru că explica super clar. Adică n-aveai niciodată dubii ce a fi vrut să însemne asta. Totul era super clar, super simplu. Adică nu era simplu, dar ți le desfăcea așa cumva sarcinile, de unde vii, ce vrei, ce e cu asta, cine e el pentru tine, cine e aia. Totul era super logic și părea foarte ușor de făcut. Iar ăsta e un skill. Da, pentru că eu cred că un actor bun, talentat și, iată, admiterea asta înseamnă că până la urmă este o validare a unui talent pe care are fiecare în genul lui, în felul lui, că unii au mai mult umor, alții sunt mai lirici, etc. Acest tip de talent trebuie să te conducă, ca să devii un mare actor, să pară simplu. Noi când ne uităm la un mare actor la filme, să zicem, băi, asta aș putea să o fac și eu, pare atât de simplu. Da. Încât scopul este exact ăsta, pentru că publicul, când vine la actul artistic numit spectacol, el vine pentru a primi ceva. Și atunci tu nu trebuie să-l pui pe gândul, dar ce-o fi vrut, frate, să spun omul, dar de ce a făcut așa? Dacă tu îl dai și îl ții într-o ezitare de asta și nu se leagă, prost că a venit, în loc să se participe cu bucurie. Și atunci de-aia noi, efortul nostru, apropo și de admitere, efortul nu este de a fi complicat, ci de a fi onest, de a fi tu. Uh-huh. Aia e tot. Mulțumesc și eu, Vlad. Și eu. Mulțumesc frumos, George. Mulțumesc mult. Și așa cum bănuiesc că începem să filmăm, nu? Da, acum începem. Da, ok, mersi. Băi, nu s-a filmat. Asta a fost Acesta a fost podcastul de astăzi. Ne vedem la următorul podcast. Podcasturile UNEATC. Rămâneți aproape. Mersi. Mulțumesc, George. Și eu mulțumesc.